Managerul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, Cosmin Brehuță, și-a încheiat azi mandatul de conducere. Acesta a prezentat un bilanț al celor 5 ani în fruntea instituției de cultură. Dacă am vorbit de peste 45 de premiere, închipuiți-vă că dacă e să vorbim doar de cei 5 ani dinaintea mea, s-au făcut 22 de premiere și dacă e să ne gândim în câți ani s-au făcut 45-50 de premiere, vorbim din 2007 până în 2017, deci practic o durată dublă de timp. Un alt lucru important este faptul că vorbim de 26 de regizori diferiți, lucru care se simte destul de zdrav în bagajul și acumulările profesionale, emoționale pe care le-a avut nu doar publicul spectator, cât și oamenii implicați în aceste proiecte, pentru că lucrurile acestea se văd în noi de la un proiect la altul. Cu atât, cu cât lucrezi cu regizori diferiți, mai mulți și mai buni, asta se vede în felul în care îți abordezi meseria zi de zi. Și peste 600 de spectacole proprii au fost jucate de actorii teatrului din Târgu Jiu, iar numărul reprezentațiilor, chiar și în anii de pandemie, este superior celor din perioada anterioară preluării mandatului de către tânărul actor. Un număr de spectacole care de fiecare dată a fost destul de mare. În 2017, practic, vorbim din momentul în care am preluat mandatul, de 62 de spectacole până la sfârșitul anului. În 2019, de 172 de spectacole. În 2018, despre 154 de spectacole proprii. În 2020, de 60, deja a venit pandemia. Și în 2022 de 97, în 2021 103. Chiar dacă eram în an de pandemie, pentru mine a fost extraordinar când am făcut bilanțul la sfârșit de an și am văzut că aveam 103 spectacole jucate și aici vorbim strict de spectacole proprii. Însumate, toate acestea dau suma de 648 de spectacole proprii. Și vorbim, să luăm tot așa, pe ani, 2017 vorbim strict din septembrie până în decembrie, de 6.000 de spectatori, în 2018 28.542 doar la sediu și încă 3.600 în afara lui. În 2019 28.743 doar la sediu și 4.920 în afara lui. Vorbim iarăși de peste 33-35.000, mă refer aici la un an normal de spectatori, într-o stagiune, ceea ce zic eu că nu-i de aici de acolo. Brehuță spune că ia în calcul o candidatură pentru un nou mandat, postul fiind scos la concurs. Păi postul e scos la concurs acum. Trebuie să mă mai gândesc. În principiu nu știu ce să zic. Posibil că da, dar nu știu. Rămâne de văzut. Aș vrea să păstrez un pic de suspans. Postul de director va fi ocupat de mâine interimar de un actor.